Vă salut! Pentru astăzi voi avea o activitate împreună cu soția de a face curat la aceste doamne și de a delatiza pe aici absolut tot, deoarece e o mizerie infernală. Și astăzi, dacă tot o să fac curățenie, vreau să și spăl pe jos, deoarece știți că eu am beton aici, să-l spăl, să-l curăț foarte bine și să delatizez. O să vă arăt și cu ce o să dau de păduchi, ce soluție folosesc. Cred că v-am mai spus în videoclipuri. Astăzi o să vedeți și la ce cantitate de apă folosesc. Și vreau să vă arăt și pe frumosul ăsta de Brahma Bobat, deoarece știți că am avut ceva probleme cu el și nu se mai ridica. Iar acum pare a fi mult mai ok. Uitați-l. E mult mai în vână. Ieri voia să se bată cu mine. L-am văzut că și calcă, deci l-am văzut cocoșa, călca, deci nu e chiar atât de afectat, nu mai tremură pe picioare, e ok, nu l-am văzut să mai se pună jos, să stea așa mult jos, deci încet, încet își revine, nu l-am scos dintre găini, a stat tot cu găinile și nu a dat semne să mai aibă probleme. După cum puteți vedea, e foarte multă mizerie pe aici, prin boxe. Și trebuie neapărat curățenie. Dar pentru început o să iau toate păsările, puțin găinile, și le voi muta aici, în acest spațiu. Or să stea pe aici, azi. Deoarece v-am spus că vreau să și spăl și durează ceva până voi termina. Iar cocoșii îi voi separa și voi pune aici pe boxe. Fiecare cocoș în parte îl voi pune după dimensiuni. Am găsit și un nou la Rotisland. Așa la prima oră. Și voi pune cocoșii pe box aici, cu ele afară voi lăsa doar un singur cocoș, nu știu încă pe care, dar cu siguranță voi lăsa doar unul, probabil pe cel de Bobat, nu știu încă, sau cel de Isabel, ăsta de aici, primul, în niciun caz pe cel mare. Cu asta fiind spuse, mă apuc de treabă și ne vedem pe tot parcursul videoclipului. Vă urez vizionare plăcută, iar dacă vă place și vă plac videoclipurile mele cu animale, cu găini, dați un like, abonați-vă la canal dacă nu ați făcut-o încă, să putem să creștem canalul și să vadă cât mai multă lume. Am scos găinile afară și am lăsat totuși cocoșul de Isabel cel tânăr. Mai am și pe aici. Aici sunt doar găinile și cocoșul de Isabel. Iar aici îi am pe cocoșul de Bobat. Hai, șmecherie, că ai făcut numai tâmpenii. Cocoșul bătrân de Isabel, cel de Rotisland, am perechea de Brahma Isabel Pitic, deoarece nu pot să le bag cu cele mari, că le bat puica, și atunci am preferat să las și puica aici. Și aici am o găină care trebuie să-mi iau, după cum vă spuneam, cu acel cioc pe nas, să nu mânce ouăle. Uite, nu mai are nicio problemă, e destul de vioi îngânfatul și-a luat poziția. Deci nu mai are probleme, cel puțin nu mai e cum a fost. Să
desfac aici, să-l vedeți și pe frumusețea asta de Isabel la o vârstă destul de înaintată. V-am spus că ăsta are vreo 6 ani și ceva, aproape 7. Uitați-l cum arată. Ăsta i-a dus direct din Belgia cocoșul. De asta nici nu vreau să renunț la el. Când moare, moare aici la mine în gospodărie. Bun, cam atât. Deoarece am mult de muncă și trebuie să-i dau bice. A venit și Anca să mă ajute. Asta nu se vede, asta prea bine de Rhode Island. E foarte greu. Culmea, e mai greu ca ăștia de Brahma. Deci e foarte, foarte greu. Mă apuc de treabă să văd ce fac cu puii. Cred că o să-și stea pe aici, pe afară, peste tot. Deoarece n-am unde să-i bag, pentru că găinile îi bat. Îi dau bice. Am scos tot ce se putea scoate. Mizeria. Paiele, absolut tot. Acum urmează să aduc furtunul și să mă apuc să spăl foarte, foarte bine. Să trăiască, să lasă să moară un pic, deoarece sunt întărit. N-am mai stat să mai frec cu lopata, deoarece o să se moaie și o să se ia mult mai ușor după ce dau cu apă. Cam așa arată adăpostul acum. După ce am făcut curat, am scos și de aici geamurile ce erau pe la pui toate. Și mă voi apuca să spăl cu apă. Am apucat de spălat cu furtunul. Să scoatem jegul ăsta de pe aici. Trebuie curățat foarte, foarte bine, deoarece a fost stratul destul de gros și nu se rașchetează. Trebuie lăsat la muiat. Așa că trebuie să-i dăm bice și mai revenim pe parcurs. Am uitat să vă arăt și una bucată cloșcă. Asta e... Opa! Mușcă! Am uitat să vă arăt și cloșca de Brahma Isabel Pitic. Pe sfârșitul săptămânii ar trebui să scoată. Are 7 ouă sub ea. Și când le-am verificat erau bune. Acum aștept să văd ce o să iasă. Am scos-o și pe afară, dacă am făcut curățenie. Și aici am și soluția By Mite. O soluție foarte bună de dat prin adăpostul găinilor. Să vă arăt cum, să vedeți cum arată. Asta e flaconul By Mite. Nu vreau să focalizeze. Cu asta voi da de păduchi. Se face la 2 litri de apă. Stați să... că eram... Să vedem, se vede. Așa, se face la 2 litri de apă. Asta e soluția. By Mite. Eu am luat 2 pentru 5 litri de apă. După cum se vede, are și prețul 15 lei. Un flacon din ăsta. Ia uitați. Și acum mergem să vedeți cum arată înăuntru.
Deoarece am reușit să spăl absolut tot. Eu zic că s-a curățat destul de bine. Betonul e relativ curat. Cam așa arată boxele. Eu zic că e ok. Și o să las să se usuce puțin, deoarece am spălat foarte bine, inclusiv USB-ul pe sus, am dat foarte, foarte bine peste tot, am spălat, o să las să se usuce puțin, să și vede că sunt ușile toate deschise, mai puțin ultima, să se facă un pic de aer, cum o să merg să vă arăt. Ultima e închisă deoarece am pui de carne, am gheauri ăștia de carne aici, uitați, și să nu intre înăuntru, deci să nu se bage înăuntru, i-am lăsat aici în spațiu ăsta afară cu ușa închisă să nu poată să intre, iar celelalte s-au absolut toate deschise, o să trăiască să adun și aceste paie și ce am avut, pentru că le-am aruncat aici în față, să nu mai stau și să meargă toată treaba mult mai repede. Intrăm un pic și la găinușele acestea, aici problema e că toată apa m-a sormocirlit, toate s-au făcut ca naiba, deoarece eu am aici, după cum puteți vedea, aici, pe aici mi se scurge apa dinăuntru, aici, și mai am una mai sus puțin. Și acum s-au făcut, și-au murdărit penele, s-au făcut dezastru. Da, nu-i problemă. Astea-s. O să mă apuc să dau cu soluție după ce se mai zvântă acolo și o să revin când mă apuc să le fac înapoi, să le bag fânul, paiele, deoarece o putoare ce sunt, nu m-am apucat să trag la abric nimic și n-am făcut talaș. Le place la soară și lor și găinilor. O să mai revin pe parcurs cu ce mai am de făcut. După cum v-am spus, am pus aceste două flacoane, să zic așa, în 10 litri de apă. Le-am amestecat foarte bine și nu știu dacă se vede, dar apa ar trebui să fie albă. E albă ca laptele. Iar acum mă voi apuca de stropit prin adăpostul păsărilor. Am terminat de stropit și am pus cuibarele în boxele găinilor. Mai am destropit doar locurile acestea unde am cocoșii și perechea de Isabel Pitic aici sus. Astăzi au stat un pic mai sechestrate, să zic așa. Aici am cuibarele. Cam așa arată, o să las să se usuce bine, apoi voi pune paiele și pe rând voi băga și găinile, dar mai întâi de toate, înainte să bag găinile înapoi pe familii, să le pun pe boxele lor,
Le voi da și pe ele de păduchi cu o pudră. Nu mai am spray, în mod normal foloseam și pudra și spray-ul în același timp, dar nu mai am spray, așa că le voi da doar cu pudră și apoi le voi băga pe boxe. Bineînțeles, înainte de asta, să trească să curăț, să spăl foarte bine adăpătorile și hrănitorile, deoarece e posibilitatea, cum am dat cu soluție, să fie ajuns și pe ele. În mod normal n-ar fi mare problemă la hrănitori dacă se usucă și așa, dar în apă cu siguranță nu cred că le face bine și atunci voi spăla și hrănitorile și adăpătorile, le voi curăța, să fiu sigur că sunt ok. Cam așa arată până în momentul acesta. Merg să iau o pauză, să lasă să se mai usuce și apoi revin cu ultima parte a amenajării casei găinilor, să zic așa, și anume cu paiele, cu fânul. Iar pe sfârșit, cum v-am spus, o să le mai dau și cu o pudră pentru păduchi. Am terminat de amenajat. După cum se poate observa, acolo am pui de carne. Au fost rupți de foame. I-am ținut afară și ca tantălău, nu le-am prea pus mâncare acum când i-am băgat înapoi. Sunt pe problemă direct. Deci, după cum se poate observa, am pus din nou fân. V-am spus, n-am talaș momentan. Eu mereu n-am talaș, da, am abrictul. Numai trebuie să tragă cineva lemnul pe abrict. Poți să le pui apa. Așa, perfect. Bun. Și acum încet, încet o să mă apuc să-i bag pe boxe. Dar v-am spus, mai întâi o să dau cu pudră pe ele și o să vă și arăt despre ce pudră este vorba. Anca va veni aici să le prindă, iar eu de peste gard, partea asta o să le pun fiecare pe boxele lor. Am deschis să intre acolo, deoarece am avut vreo 5 care mi-au luat și ele, fiind pe aici pe afară, nu își găseau cuibarul, așa că am deschis aici. Aș mai avea 3 boxe pentru găini, pot să țin 3 familii lejer, am spațiu destul. Până una alta, trec la treabă, bravo! Bravo, Izabel, tata. Cocoșește în găina galbenă. Ești băiat, drăguț tu. Până una alta mă apuc de treabă să termin, deoarece e destul de târziu. Și mai am un pic până să zic, Doamne ajută. Așa că mă apuc. Despre această pudră este vorba. Am mai folosit-o la câini și a fost destul de ok împotriva puricilor. Foarte bună și după cum am văzut pe etichetă că merge și la găini, am zis să o încerc și la păsări, să văd ce randament îmi dă. Anca e pe poziție, o să-mi dea câte o pasăre, iar eu o voi da cu pudră, frumos, în ordinea în care le voi băga pe boxe. Cloca furioasa. Asta dacă mă duc către ea, sare și mă mușcă. Hai. Uite-o. Vrei să muști? Aici sunt 7 ouăle. 7 ouă. Am dat un pic drumul afară. Deoarece azi dimineața n-am apucat să-i dau drumul.
I-am pus mâncare și apă, dar văd că nu vrea să mănânce. Îmi place să facă zarvă, dar de mâncat nimic. Boabele nu-s acolo inteligente. Se duce, se pune singură imediat. Se poate vedea cât e de mică pe lângă găleata de 5 kg. Nu 5 litri, ca să ne înțelegem. Scrie pe ea. Opa! Uite cât e de mică, pe cât e de mică pe a ta e drept. Cât de gălăgioasă. Hai că o bag la loc și revin și cu finalul videoclipului. Am reușit să bag și celelalte păsări toate la pe boxe și i-au rămas ultima. Așa că revin cu finalul. După cum se poate observa, am ajuns și la final. Într-un sfârșit, am aici o mică modificare. Am băgat cele de bobat, fiind mai multe, în boxa mai mare, iar cele de Isabel le-am trecut în cealaltă boxă. De asta ele nici nu sunt obișnuite, stau aici grămadă, ele fiind obișnuite în cealaltă boxă. Sper să le meargă mai bine, fiind un spațiu mai mare în interior, ele fiind și mai multe, 5 găini cu un cocoș, dincolo având doar 3 de Isabel, una de potârnichiu cu un cocoș. Aici am 2 de HD, una de Columbia albastru și 2 de bobat cu cocoșul de bobat. După cum se poate observa, îi în vână și-a revenit. Nu mai am probleme cu el. A început să calce. Deci îi înspre bine. Mă bucură foarte tare lucrul ăsta. Încă nu e complet refăcut, dar cu siguranță o să se refacă. Dacă m-ați urmărit până la final, nu rămâne decât să vă mulțumesc și să vă rog să dați un like și să vă abonați la acest canal dacă nu ați făcut-o deja. Până data viitoare, vă salut, vă respect și numai bine!